facem înghețată, patru gusturi, ciocolată, mentă, Nutella și alune. Și o să începem cu ciocolată și mentă și o să punem jumătate de kilogram de frișcă și o să punem la încălzit. Acum o dăm la încălzit până la frișca nu pierde caldă. Acum o să o împărțim în două. După ce am împărțit în două frișca, într-o parte o să adăugăm 100 de grame de ciocolată, ciocolată amăruie, și într-o parte o să adăugăm 50 de grame de mentă, de sirop de mentă. Și 50 de grame de lapte condensat. O să amestecăm în ambele și o să lăsăm să se răcească. Să amestecăm să se topească și ciocolata. Și le lăsăm să se răcească. Și ciocolata. S-a topit și ciocolata. Acum o să scoatem și o să dăm la rece. Le dăm la rece, cam pentru o oră în frigider. Sau le puteți pune și la congelator o jumătate de oră, să se răcească mai repede. Acum s-a răcit, o să ne mixăm înghețata cu mentă. Încet, o să începem. O lăsăm, o dăm deoparte. Și acum o să mixăm înghețata cu ciocolată, s-a răcit. Este gata și înghețata cu ciocolată. Acum o să le punem într-un vas. Am să le pun în această cutiuță de plastic. Aceasta este cu mentă. Am pus-o aici. Acum o să o pun alături și pe cea cu ciocolată și o să avem două gusturi într-o cutie. Acum am să pun și înghețata cu ciocolată alături.
înghețată cu mentă și cu ciocolată. Peste cea cu ciocolată o să punem ciocolată dată prin răzătoare. O să punem puțin de sirop, puțin sirop de mentă peste. Înghețată cu mentă și înghețată cu ciocolată. Acum dăm la congelator. Acum o să facem înghețata de Nutella și de alune. Și o să avem nevoie de 500 de mililitri de frișcă îndulcită și o să punem 250 și 250. Mixăm la viteză mică. Este gata. Am două. Sunt gata. Le dăm deoparte. Le punem aici într-o parte. Și pentru înghețata cu Nutella o să amestecăm 100 de grame de Nutella. Cu 50 de grame de lapte condensat. Amestecăm bine. Amestecăm laptele condensat cu Nutella. Așa. Și în alt bol o să amestecăm untul de alune, sunt 90 de grame. Cu 60 de grame de lapte condensat. Și amestecăm bine. Și acum avem toate ingredientele pentru înghețata noastră. Avem frișca bătută. Și o să punem puțin câte puțin în compoziția de Nutella cu lapte condensat, o să punem puțină frișcă, puțin câte puțin și o să amestecăm. Trebuie să amestece bine. Iată, am amestecat până am obținut o cremă fină. Acum adăugăm puțin câte puțin frișca noastră. Acum o să adăugăm totul aici, peste frișcă.
aceasta este înghețată cu Nutella, o dăm deoparte. Procedăm la fel cu înghețata cu alune. O să punem puțin câte puțin din frișcă și o să amestecăm. Adăugăm puțin câte puțin. Am amestecat. Acum o să adăugăm totul peste frișcă. Și o să amestecăm ușor, ușor. Și înghețat acolo. Acum o să punem într-o cutie, ia uitați, din plastic. Într-un vas din plastic, pe jumătate, cum am făcut și cu celelalte înghețate. Și o să punem într-o parte, o să punem cea cu alune. Și într-o parte cea cu Nutella. O să punem pe cea cu Nutella. Și acum o să decorăm pe deasupra. Cea cu alune, o să punem alune. Și pe cea cu Nutella, să punem puțină Nutella. Cred că este de ajuns. Înghețată cu Nutella și cu alune. Acum dăm la congelator pentru 2 ore și după aceea o putem servi.